O tânără a născut un copil gigant și i-a uimit pe medici atunci când a adus pe lume bebelușul de 6 kg după 24 de ore de travaliu. Pentru Amber Cumberland, o tânără din Oxfordshire, Marea Britanie, nașterea a fost o experiență chinuitoare. După 24 de ore de travaliu indus, medicii au decis să facă o operație de cezareană din cauza complicațiilor apărute pe parcurs. A fost nevoie de 3 oameni pentru a scoate bebelușul de aproape 6 kg din burta mamei. Tânăra a aflat că în al treilea simestru de sarcină, fătul depășește standardele de greutate și de lungime. Inițial, medicii au crezut că tânăra va aduce pe lume gemeni, însă la ecografie apărea un singur făt. Amber a explicat faptul că a încercat absolut tot ce i-a stat în putință pentru a-și induce travaliul mai devreme, însă doctorii au decis să intervină după 2 săptămâni de la data așteptată a nașterii. Am fost atât de disperată să nasc. Am încercat absolut totul. Am mâncat zilnic câte jumătate de kilogram de ananas, am folosit uleiuri esențiale și săruri de baie, am recurs chiar și la acupunctură. Însă nimic nu a funcționat. Burta mea s-a făcut atât de mare încât m-am ales cu extrem de multe vergeturi. Dacă mă mișcam prea repede, riscam ca pielea mea să se crape și să sângereze. Cu greu au reușit medici să-mi identifice mușchii în ziua operației de cezariană, a dezvăluit tânăra. Mama a avut o sarcină plină de probleme din cauza greutății copilului său. Fetița gigantă a cântărit la naștere 5.890 de grame, cam cât un bebeluș de 3-4 luni, care a devenit vedetă în maternitate. Vestea s-a răspândit rapid și toată lumea din maternitate a venit să vadă bebelușul cu pricina și să-l fotografieze, chiar și câteva asistente medicale rămase special după program, relatează știriromania.ro.